Iată că a sosit și toamna cea bogată în bucate, dar și în evenimente. După vacanțe bine meritate, încep stagiunile teatrale, precum și o serie de alte evenimente cultural-artistice, adevărate invitații pentru a petrece timpul liber cât mai plăcut și util. Și în această săptămână, Hunedoara 1 TV vă sugerează câteva recomandări, adevărate desfătări pentru ochi și suflet, pentru perioada următoare. Încă mai aveți timp în această seară să cumpărați bilete la premiera spectacolului Blinding Love, care începe la ora 19 la Teatrul de Artă Deva, spectacol realizat în colaborare cu Teatrul Tact din Sighișoara și care oferă o combinație unică de emoție și haz. O poveste captivantă, narată cu simplitate și profunzime, care vă invită să reflectați asupra dreptului fiecăruia de a se afirma. Dar cu siguranță evenimentul care va atrage mii de participanți și în acest an este prilejuit de sărbările naționale de la Țebea, care vor debuta duminică 8 septembrie la ora 10:30 în Panteonul Moților. Anul 2024 a fost declarat anul Avram Iancu pentru că se marchează 200 de ani de la nașterea eroului național, ce a jucat un rol important în Revoluția de la 1848. Spectacolul folcloric va începe la ora 4:30, dar, ca în fiecare an, miile de participanți vor avea la dispoziție și alte atracții de petrecere a timpului liber. Sâmbătă 7 septembrie la ora 15 sunteți invitați să participați la deschiderea Salonului de Toamnă al Artiștilor Plastici, prezentat publicului până în data de 30 septembrie. Expoziția de artă reunește lucrări ale unor artiști plastici remarcabili din România, dar și din străinătate, fiind și o oportunitate pentru publicul larg de a se conecta cu tendințele contemporane din artă și de a aprecia bogăția și diversitatea culturală. Pentru cei mici, dar nu numai, va fi pregătit și un atelier de pictură. Și tot sâmbătă 7 septembrie, culoare la castel. Mai exact, în sala mare a Palatului Bethlen, tot la Castelul Corvinilor, de la ora 16:30, o nouă expoziție colectivă de artă plastică organizată de doamna Mariana Frum, la care participă 50 de artiști și care își propune să ne prezinte un crâmpei din frumoasa noastră țară. Cultură, inovație și dialog la Petrila, un weekend dedicat artelor și tehnologiei în fosta mină. Exploatarea de toamnă este titlul unui nou proiect cultural al Consiliului Județean Hunedoara, ce prinde viață sâmbătă 7 august la Exploatarea Culturală Petrila. Începând cu ora 16, acțiunea din acest weekend reunește cartea, fotografia, muzica, inovația, filmul și dezbaterea sub un singur acoperiș, într-o atmosferă ce îmbină trecutul industrial cu viitorul artistic al comunității. Săptămâna viitoare, la Teatrul de Artă Deva, Secretul Fericirii, în 13 septembrie, de la ora 19, spectacol în regia lui Mihai Panaitescu, o piesă psihologică captivantă, în care un bărbat carismatic și enigmatic organizează o seară între prieteni în care, sub pretextul unui joc aparent inofensiv, își împinge soția și amicul în situații absurde, căutând să dezvăluie secrete bine păzite. Flori de mină, o poveste cu și despre mineri, deschide stagiunea din acest an a Teatrului Dramatic de Sârbu de la Petroșani. Sâmbătă și duminică, 14 și 15 septembrie, va fi o dublă premieră, una a cărei principal personaj este, așa cum au spus actorii, Valea Jiului. Flori de mină face parte din trilogia Minelor, o serie de piese care dezvăluie lumea rurală, periferică și traumele sale, iar actorii promit o atmosferă spumoasă, pentru că spectatorii vor râde și vor reflecta deopotrivă.